Doamna secretar, domnule președinte, domnilor consilieri și domnilor invitați, bine ați venit la această ședință ordinară. M-aș dori, domnule președinte, să fim strict pe punctele de pe ordinea de zi, cu discuțiile. Conform codului administrativ, inițiatorul unui proiect își poate retrage de pe ordinea de zi un proiect și retrag de pe ordinea de zi proiectul referitor la gaz în relația cu ADI gaz Sirena. Domnule președinte, doamnă secretar, vă rog frumos să preluați cu... Da. Bună ziua tuturor. Bună ziua musafirilor noștri. Da? Ce faci atunci? Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței. Vă rog prezența. Deci, dintre dumneavoastră, constat că domnul Pușcălargă nu este prezent. Vine? Vine. Da? Domnul Nicușor Șucanu ne roagă să intrăm online. Domnul președinte, dacă sunteți de acord. Și avem doi consilieri mai tineri care sunt pe grabă astăzi. Dacă putem să avem în vedere și lucrul acesta. Deci, constatăm că să terminăm de câte lucrările deschiderea ședinței și declarăm ședința deschisă. Intrăm în direct, domnul Mocanu? Da. O să-l sunem, dacă nu. Nu se știe. La materialele ședinței ați avut procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe procesul verbal. Alo? Alo, bună ziua, domnul consilier. Sunteți în direct la ședință. Supunem aprobării procesul verbal al ședinței trecute. Cine este pentru? Pentru sunt, doamna comisar. Da, deci toată lumea este pentru. Mulțumim. Da, rămâneți în direct cu noi online. Mulțumesc. Da, ședință. Da, spuneți, domnul consilier. Da, domnul consilier. Domnul președinte, eu sunt de acord cu pentru toate punctele de ordinea de zi, mai puțin la ceea ce următoarea problemă am înțeles că sunt ceva adăugări la ordinea de zi. Aici sunt mafii. N-am înțeles, abținerea în ce constă? Abținerea să introducem punctele pe ordine de zi? În suplimentarea... Am înțeles. Bine. Bine. Mulțumim, am notat. A, deci el nu pentru mai... Pentru ce e pe ordinea de zi, dar este abținerea la suplimentare. Da. Domnule președinte,
domnilor consilieri, avem de introdus pe ordinea de zi încă trei proiecte de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind participarea OATEI Comuna Boci la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ale investiției construire magazie lemne pentru grădinița Bijghir, structura școlii gimnaziale Constantin Popovici Bugoci, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere video în satele componente ale comunei Bugoci. Dacă sunteți de acord, de, de ce nu se supunem la vot prima dată retragerea punctului de pe nu să se supune proiectul pentru suplimentarea ordinii de zi cu cele trei proiecte propuse de domnul primar. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, n-am văzut, da? Mulțumesc. Vă salut și eu în calitate de președinte. Domnul președinte, o singură mențiune. Deci, pe partea de diverse n-am propus nimic. Deci, aș vrea să mă spun la diverse. Chiar dacă domnul primar a retras proiectul privind gazele, sistemul de gaz, aș dori să avem o discuție mai largă pe acest subiect. Deci, la diversi, da? Aveți dreptul să veniți fiecare. Dar pentru că nu s-a respectat acum procedura. Avem punctul de diverse pe ordine de zi, păstriți la diversi fiecare din dumneavoastră. Dezbatem puțin și după aia să luăm o decizie corectă. Ok, deci vă salut și eu cu onoare și respect. Vreau să parcurgem ordinea de zi a acestei ședințe, așa cum a fost votată. Și rugămintea mea este să fim pe subiect, pe ordine de zi. Nu facem alte comentarii în afară ordine de zi, că nu permit lucrul acesta. Este foarte bine și vreau să vă concentrați strict pe ordine de zi. Mulțumesc mult! Deci, conform dispoziției primar numărul 199 din 21.10.2022, sunteți invitați la să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Buhoci, convocată în data de 29.10, ora 10, la sediul primăriei Buhoci, în sala de ședință. Alăturați convocării, primite proiecte hotărâri, sunt menționate în prezentul convocării și restul materialele adresate referitor la motivul rapoarte care au stat la baza inițierii proiectului hotărâri, vor fi înaintate cu ședința de comisie. Deci, proiect de, așa, primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind accesarea programului prima conectare la sistemul de alimentare cu apă canalizare finanțat prin PNRR, inițiator domnul primar Iscău Cristian, căruia îi dăm cuvântul să facă... Corect. Deci, punctul numărul 2 a fost retras. Punctul numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ acțiune proprie de intervenție pe drumurile comunale și cetățești pentru prevenire și combaterea zăpezirilor acestor pentru perioada 2022-2023. Deci, diverse și cele trei puncte de pe ordine de zi care deja le-am aprobat să le introducem pe ordine de zi. În consecință, propun să aprobăm ordinea de zi în totalitate. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Având în vedere că s-a aprobat ordinea de zi, dăm cuvântul domnului primar pentru primul punct de pe ordinea de zi. Da, după cum știți, avem un proiect pentru racordare apă și canal. Paralel pe lângă proiectul de bază. Se pare că au apărut o linie de finanțare sau o posibilitate de a finanța aceste racordări. Mai în câte știți, proiectul e foarte costisitor. Așa au ieșit sumele. Nici nu știu dacă sunt reactualizate. Nu sunt. Vorbim de sub de mediare. Am discutat de dat cu proiectul la care am
proiect necesar și legal. Domnul Stoica, vă rog frumos să... Am primit bună ziua. În data de 13 octombrie a fost publicat în Monitor Oficial ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, numărul 2615-2022, în care spune că s-a aprobat ghidul specific accesare fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C1, sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și canalizare existente. În perioada 1 noiembrie, 15 decembrie, în limita bugetului maxim eligibil, se va desfășura prima rundă de atragere de fonduri, programul Prima Conectare la Sistemul Public de Apă și Canalizare, finanțat din PNRR. Aici, solicitarea era să întocmim documentații privind accesibilitatea. Am văzut aici undeva să spune că solicitații care pot depune cereri de finanțare sunt operatorii de servicii de utilități publice, operatori regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă și apă uzată. Noi, ca să putem ști dacă ne încadrăm, deci întâi trebuie cu tehnicul primarul, să putem să facem o documentație, să vedem până unii îi putem întinde, să veți fi informați asupra lucrurilor, până unii se poate ajunge, ce se poate face. De asta am zis că e bine să avem împuternicirea primarului să ocupe prin aparatul propriu pentru accesarea cât mai multor persoane prin program. Se dă până la 1.900 de euro per familie. Pentru toate familiile? Am spus cele, te spune clar, pentru cele... Familie cu venituri reduse și persoane singure. Deci nu e pentru toată lumea. Ideea este că e o posibilitate de a auzi niște bănuși pe care o să fie ignorată. Adică să facem pașii necesari să ajungem până acolo. Da, înscrieri. Da, domnul. Mai sunt alte înscrieri. Eu mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, domnule secretar, stimați colegi, stimați invitați. Nu vreau decât să fac o remarcă pe subiect, pentru că știm că domnul primar, acum câteva ședințe în urmă, ne spunea că noi dorim ca fiecare locuință din Comuna Bolci să primească acest ajutor, adică vor fi finanțate de la bugetul local sau din alte surse, racordările la apă și canalizare până la limita proprietății. Asta am pus să aduc aminte. Acum trecem deja într-o altă zonă unde, prin acest proiect, se dorește finanțarea prin PNRR doar a anumitor categorii de cetățeni din Comuna Bolci. Ce să luăm de bună? Cea spusă de domnul primar anterior sau cea actuală? Mulțumesc. Deci, proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar astăzi este un proiect care este suplimentar față de ce decizia sau discuțiile care le-am avut noi pe acest subiect. Foarte bine, dacă e așa. Și ăsta e un lucru bun. De noi în discuție am avut într-adevăr discuții pe acest subiect să venim cu utilitățile până la limita proprietății din fondurile proprii ale OAT-ului. Faptul că acum prin grija guvernului, a guvernanților, să vină cu acest suplimentar este un lucru bun de acur pentru așa. Asta înseamnă că va scădea presiunea pe bugetul primăriei. Dar, deocamdată, părerea mea este că încă și problema este încă în fașă și încă nu avem toate, așa cum a spus domnul administrator public, nu avem toate elementele de discuții pe o analiză în așa fel încât să noi luăm alte hotărâri în Consiliul Local. Eu zic că este deocamdată suficient să dăm împuternicirea noi astăzi în ședința de Consiliu, dăm împuternicirea domnului primar și probabil în momentul în care lucrurile se vor derula într-o direcție în care vom avea informații mult mai concrete decât le avem acum, vom ști exact așa și noi vom lua deciziile în așa fel încât așa cum ne-am propus noi și cum ne dorim și cum cred că ar fi corect să fie ajutorul pentru toți cetățenii. Exact. Da? Asta am și vrut. Poate nu știu la nivel la quantumul, dar deocamdată este o părere a mea personală, nu luați ca
fiind o problemă avizată, probabil vor fi niște diferențieri. Dacă legea prevede expres pentru sunt niște condiții alea care sunt ghidul care va veni acolo, probabil noi decizia care vom lua pentru restul va fi și funcție de bugetul care îl avem, pentru că asta e situația. Da, domnul Gorai. Da, vreau să subliniez același lucru care a spus dumneavoastră. Exact în comunicatul de presă al Ministerului ne spune că persoanele sau familiile care vor fi sprijinite sunt cele care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariu minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie. Și ceea ce vreau să subliniez este doar o primă etapă. Deci este doar o primă etapă de 168 de milioane de euro, deci sunt foarte mulți bănuți, în primă etapă. Deci vor urma și alte etape. Da? Ideea spun. Asta spun domnul consilier, asta spuneam și eu, că deocamdată sunt încă lucrurile încă neclare din punct de vedere a ceea ce se va întâmpla. Haideți să dăm astăzi, putem fi domnul primar, în demersurile care trebuie să le facă. Așa, în așa fel încât, la o ședință ulterioară, să avem toate elementele din așa, să vedem. Pentru că eu știu, nu știu criteriile acum, eu, de exemplu, nu știu care sunt criteriile. Cât se vor încadra, câți cetățeni se vor încadra sub aceste criterii. Dacă ați fost atent, domnul Stoica spunea de operator. Da. Noi deocamdată nu avem operator, sincer, intenționez să gestionăm noi cumva la nivel local. Nu știu dacă va trebui să așteptăm noi TRAB-ul sau altă... Asta e, noi trebuie să facem cumva contracte cu specialiști, consultanți și niște persoane care îi cunosc sau studiază sau, cum zic, stăpânesc mai bine formele astea de finanțare ca să ajungem la un... Cred că dorința noastră a Consiliului Local este ca să beneficieze de acest sprijin sau să beneficieze de ajutorul a toți cetățenii din comuna de ideal. Nu știu din cadrul. De aia. Suntativă discuția pe subiectul ăsta. Haideți să propunem. Problema este... care se trece la scris subliniată, să nu renunțăm la ceea ce am hotărât deja. Exact. Adică raportarea gratuită până la limita proprietății a tuturor cetățenilor. Restul vedem ulterior. Bun, haideți, eu propun să depășim momentul, să pun spre aprobare acest proiect. Cine este pe noi? Nu, eu vreau să mai întreb ceva. La proiectul de racordare, cum stăm, în ce stadiu s-a apărut ăla de proiectul MAM? Lucrarea este ok și s-a încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor, în baza tuturor documentelor depuse și a verificării instalații, că au venit și au verificat de toate unghiile. Dar o parte de domnul administrator cu partea de vizie, DSP, mediu... Nu, deci asta spuneam. Acum, maxim până miercuri joi, termin documentația cu specialist pentru depunerea, pentru obținerea autorizațiilor, nu a vizie, autorizații. Autorizație de punere în funcțiune? Punere în funcțiune. Necesară la depunerea dosarului de plată, la APIR. Ce a fost la discutat, mi s-a explicat și s-a pus la dispoziție fișa cu tot ceea ce trebuie să conțină documentația, să o depunem să fie în regulă. După care, după ce o să depunem la APIR, Române, Mediu și Direcția de Sănătate, o să mergem spre APIR să comunicăm terminarea lucrărilor și implicit depunerea documentației de plată.
O să urmează, iar stimați colegi, haideți că am mai discutat subiectul ăsta. L-am dezbătut la ședința trecută, cu recepție și l-am tot dezbătut și l-am tot întoarce și apoi... Domnul, vă rog frumos, supun spre aprobare proiectul de prin programul Prima Conectare. Cine este pentru? La diverse o să mai discutăm, dacă mai vreți. Președinte, eu pot să mă retrag, sunt de acord cu proiectele de pe ordinea de zi. Da, domnul, o să succes să n-am. Mulțumesc! Sunt de acord cu toate, da? Da, da. Mulțumesc, președinte. Domnul Ghețe, cum ați da? Abținere sau împotrivă la acest proiect? Nu, dar dintre ceilalți. Prima Conectare, o abținere, pentru Prima Conectare, la băieții sau pentru. Da. Punctul 3. Proiecte hotărâri prin aprobarea planului operativ de acțiune proprie de intervenție pe drumurile comunale și cetățești pentru prevenirea și combaterea zăpirii acestor pentru perioada 2022-2023. Inițiator proiecte Ilieș Vasile, viceprimarul Comunei Buhoci. Domnul viceprimar. Bună ziua, domnul consilier, doamna secretară, domnul primar, domnul președinte, stimați invitați. Stimați consilier local, în calitate de viceprimar, vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre important și vital pentru comunitatea din care facem parte. Respectiv solicit Consiliul Local Buhoci aprobarea planului operativ de acțiune proprie de intervenție pe drumurile comunale și sătești pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii acestora pentru sezonul de anul 2022-2023. La baza inițierii acestui proiect stă referatul compartimentului de resort pentru situații de urgență, întocmit în baza hotărârii numărul 43 din 4-10-2022, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău. Așa cum știm, se întâmplă frecvent în sezonul rece fenomene meteorologice nefavorabile, respectiv gheață, polei, troiene de zăpadă, astfel încât este justificată necesitatea asigurării și aprobării unui astfel de plan operativ, cu respectarea întocmai a prevederilor stipulate în cele patru articole componente ale proiectului de hotărâre. În speranța că veți vota pentru, țin să vă mulțumesc în numele comunității. Discuții pe acest punct de vedere. Da, mulțumesc. Este un proiect bun și necesar fiecare an, deci nu avem nimic împotriva acestui proiect cu dorința de a avea niște clarificări. 1. Se acoperă, domnule viceprimar, toate străzile, străduțile comunei Buhoci, pentru că avem precedente neplăcute în care în anii anteriori nu se făceau de zăpeziri pe anumite străzi. Doar se aruncau niște așa numite cantități de antiderapant, care în realitate erau doar niște agregate minerale, da? Deci poate că ne asigurați că anul acesta vom avea material antiderapant de calitate, unul la mână, și am dorit să ne promiteți și nouă și cetățenilor că veți acționa cu utilajele pe care le veți avea la dispoziție pe toate străduțele, pentru ca fiecare cetățean să primească în mod egal servicii din partea Consiliului Local Buhoci. Va acționa pe toate străzile necesare, fără probleme. Și în conformitate, da, foarte bine mi-a adus aminte colegul, în conformitate cu noul nomenclator stradal. Adică trebuie să ne obișnuim și cu noul nomenclator stradal, pentru că aici am găsit o anexă cu la contabilă, nu știu cine e la contabilă. La Dămoc, la Biserica, adică pe aleia. Sunt denumirile genetice. Astea sunt denumirile care dar nomenclatorul stradal există și unii dintre noi ne-am schimbat și buletinul. Având, respectând actualul nomenclator stradal, pe care de consecință, aici nu știe nimeni cine e doamna Cutare sau domnul Cutare. Avem nomenclatorul, folosim, ne învățăm cu el. Deci, logic că dezăpezirile nu vor fi făcute, nu știu, de unde vrei că dezăpezirile, că se înțelege că au fost făcute preferențial, nu se duc cu acesta. Nu, nu prea au fost. Doi. În ultima perioadă, cel puțin în ultimii 3-4 ani de zile, nici nu prea a fost cadrul când am avut zăpezi. Așa că haideți să depășim acest... Nici anul trecut nu prea a fost problema. Pe strada aleia parcului actual, haideți să mai discutăm după ce se mână că aveți subiecte comune de discuții dumneavoastră cu domnul. Dar nu este de comun acord acum, adică de comun acord. Dumneavoastră a spus să discutăm pe subiect, asta facem. De ce ne opriți? Nu, dar nu discuții în ce au fost acum
amintiri din copilărie. Vorbim despre ce a fost pentru a nu mai fi. Deci garanția, domnul consilier, garanția care o prezint prin proiectul de hotărâre și garanția care vă spun și eu acum în calitate de președinte este că dezăpezirea în comuna Boși se va face în toate, pe toate ulițele, pe toate drumurile, nu preferențial. Asta da? Am și vă sau... Supune spre aprobare punctul numărul 3, 2, de fapt, de pe care cine este pentru? Împotriva, abțineri? Sunt nici acum atât de bine. Dăm primul punct suplimentar, domnul, să nu știu vă când vă rog, domnul Odăpșteanu. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Comuna Boși la elaborarea scutului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără scăpăni, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestiune a câinilor fără scăpăni. Știți foarte bine că facem parte din zona metropolitană și s-a propus ca la nivel de zona metropolitană să fac acest proiect sau serviciu de gestionare a câinilor fără scăpăni. Mulțumesc, domnule președinte. E benefic acest proiect. Știm cu toții că avem probleme foarte, nu foarte, hai să spunem că avem probleme cu câinii comunitari. În dese cazuri am primit din partea cetățenilor mai multe plângeri, sesizări, verbale, înscris. Unele dintre acestea le-am fi adus la cunoașterea dumneavoastră. Noi am mai dezbătut proiectul. E lăudabil că s-a înțeles că este necesar astfel de serviciu. Întrebarea este, acest serviciu, de acest serviciu ne vom ocupa noi ca OAT sau delegarea acesteia înseamnă înscrierea la un alt serviciu mai mare sau un serviciu județean? Nu știu, să înțeleg. Asta am discutat, nu știu dacă trebuia să înțelegem destul de clar. Delegarea, dar nu la... către cine? Discutăm de un serviciu la nivelul zonei metropolitane, la care vor beneficia toți membrii. Deci este să înțelegem că nu este, nu este unul... Probabil în zona municipiului o să găsească domnul președinte al asociații teren, pentru asta votăm. Cu dumnealor pe studii, pe analize. A, deci nu va fi la noi deja, comună, va fi undeva centralizat, să înțelegem, pe tot județul Bacău. Sigur că da, și în același timp o să respecte toate criteriile de siguranță, de tot ceea ce ține de acest okay, asta am vrut să subliniez. Și nu o să deranjeze pe nimeni, dar nu o să fie în comună voci, cu siguranță, vă spun eu. Okay. Eu zic că... Noi am avut discuții, am avut discuții pe subiectul ăsta, chiar dumneavoastră ați avut intervenții. Organizarea acestei activități la nivelul unui OAT este foarte, foarte și costisitoare, și tu știți foarte bine că nu sunt costisitoare și impune foarte, foarte multe condiții. Faptul că inițiativa celor de la organizația zona metropolitană a fost că să se organizeze centralizat această activitate, eu cred că este foarte bine. Foarte bine, pentru că în felul acesta cumulează mai multe comune. Nu știm cum va fi organizarea. Poate va fi, eu știu, pe zone geografice, ale zonei metropolitane, una, două, habar n-am. Dar haideți să aprobăm acest proiect de pe ordinea zi și o să știm în momentul în care vom avea mult mai multe... urmează un rând de hotărâri care se vor lua și care, cu siguranță, noi vom intra în posesia acestor informații. Da, domnul Mușcălar. Eu vreau să întreb dacă o să fie nevoie de angajat o persoană pentru... Unde să fie angajat? Nu. La OAT se ocupe strict de așa ceva. Hai să ajungem până acolo și stabilesc cei de la zona metropolitană, ceea ce țin de logistică și de... Posibil să nu fie mașini, o să fie specialiști în domeniul care o să fie... Am înțeles, dar zic așa,
Avem medici veterinari cu care cu siguranță vor colabora cei de la, din zona metropolitană. Se duce medicul după câini? Nu se duce medicul după câini, dar vor avea un serviciu de ecarisaj sau serviciu de... Urmează achiziționarea la nivelul municipiului a unor mașini specializate. Eu zic că... Să deja trecem prea departe. Intrăm într-o zonă care chiar analizăm titulatura proiectului, studiu de oportunitate pentru gestionare. Să facem un studiu, să nu care să mai discutăm. Ce să mai dăm cu părere? Hai să ajungem acolo să implementăm serviciul ăsta, la nivelul de OAT nu îl putem gestiona și e foarte costisitor. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Punctul 2 e din punctul suplimentar, domnul. Cred că e cel cu... Unul dintre ei, în care știți... Foarte bine, avem achiziția de lemne la nivel de școli. La Vișghir nu avem construită o magazie de lemne. A fost aia veche plăcută din șarampoi și internită și a cedat total. Lemnele momentan sunt depozitate undeva prin curtea școlii și nu dă bine nici ca siguranță, nici ca și calitate atunci când sunt introduse în centrală și nu ajungem la un randament maxim pentru căldură și pentru confortul copiilor și al carilor didactice. Deja au început discuții, domnule, că scurii, câsii și așa. Toate ele sunt achiziționate la timp și sunt și uscate pe la locuri. Avem un colț de magazie unde le mai rotim așa, dar considerăm că e binevenit o magazie. S-a luat legătura cu specialiști, s-a făcut cumva o analiză, o simulare a unui proiect inițial și mie mi s-a părut că e prea costisitor, dar se pare că nu suntem acomodați cu prețurile astea și cu avalanșa asta de prețuri. Am reluat discuțiile cu specialiștii. În prima fază ne-a prezentat un proiect cu fel de materiale, în sensul că au venit cu partea de pereți sandwich de o grosime, am mai renunțat la grosime. A venit ca și perestre cu termopane. Nu cred că e necesar la o magazie de lemne termopane. Am mai redus din acele termopane și am făcut niște grilaje de aerisire. Și tot ce a ținut să mai scoatem din costuri. Dumnealor, proiectanții au un nomenclator de materiale, niște standarde, să obținem avizii de la pompieri și să fim cu documentația ok pentru a nu avea probleme. Domnul Stoica, dacă veniți dumneavoastră cu completări pe tema asta. Suprafața construibilului este apropiat de 100 de metri pătrați, 97 sau 98 de metri pătrați. Înălțimea este undeva la 3 metri jumătate, partea de jos 4 metri 20, partea de sus. Panourile vor fi folosite și pe acoperiș pentru rezistență și susținerea greutății zăpezii fiind suprafață mare. Ea trebuie întărită, mă refer la partea de acoperiș. Fiind întărită, detalii tehnice. Lucrăm la el, face proiectul tehnic, supunem autorizării. De ce trebuie să facem neapărat de pată o sene? Zona de depozitare a lemnelor este într-o zonă în care vântul bate direct. Și la Bucoș nu bate direct? În spatele școlii? E undeva în zonă de protecție a caselor, nu-i vine direct de pe câmp. Și terenul de sport acolo, un pic și de siguranță a copiilor. Avem și ale în jurul terenului de sport. Analizat corect. Deci nu urmărește nimeni să-și bată joc de banii
Nu se pare logic. Da. La un magazin de lemne să pui panou serviciu. Da. După câte știu ca și bun gospodar, se face dintr-o plasă, da. Și cât mai aerisit, să usulce, să fie ventilat. Părerea mea, ca și constructor venim cu idei, până exact ce spuneam mai înainte. Termopanii. Mulțumesc, domnule președinte. Pe subiect, observăm aici în proiectul de hotărâre propus de domnul primar că e vorba de o construcție pe, după vorbele domnului administrator public, de aproximativ 100 de metri pătrați, o înălțime de 3,5 la bază, 4 la mijloc. Cu toate astea și cu toate explicațiile date de domnul, sau informațiile aduse în susținerea acestui proiect de către domnul primar, dacă facem un calcul matematic simplu din suma propusă spre investiție, spre investire, este de 345.000, aproximativ 70.000 de euro. Împărțit la 100 ne dă un preț pe metru pătrat de construcție de 700 de euro pe metru pătrat. Ori în situația actuală a imobiliarilor din România, sau să spunem din Bacău, aproape de noi, acesta este prețul de achiziție a unui apartament, domnule primar. Deci susțin ideea propusă de domnul consilier Pușcălargă și anume aceea că un om gospodar își face acasă la el, dacă nu, că noi trebuie să fim gospodarii comune, de asta ne-au trimis oamenii aici, să facem lucrurile să fie cât mai fiabile, cât mai solide, cât mai convenabile din punct de vedere financiar. Pe care de consecință, nu știu dacă cineva în comuna cu Voști sau în România și-a făcut un depozit de lemne de genul ăsta, un magazin, nu un depozit, depozit altceva, cu termopane, cu panouri, sandwich, eu înțeleg, trebuie acoperit, nu am terminat. Am spus, văd că insistați, am spus că s-au eliminat din proiect, s-au scos din, din proiect termopane și... Dar domnule, dumneavoastră înseamnă că ne ajungea 5 miliarde. Ne ajungea 5 miliarde, 1000 de euro pe metru pătrat. Deci vorbim niște sume, domnule primar, care, sincer, îmi sfidează inteligența din toate punctele de vedere. Eu înțeleg că specialiștii ăștia, dumneavoastră, nu știu de unde îi găsiți, dar sunt scumtare. Veniți pe asta cu specialiști. Păi eu să vin din 2024 sigur, să vin cu alți specialiști mai buni. Dar nu asta este problema. Problema este că noi am vrut să motivăm abținerea de la a susține acest proiect, care pentru noi, consilierii USR, arată o siponare de bani public. Îmi pare foarte rău. Mulțumesc frumos. Mai sunt alte intervenții? Supuneți spre aprobare și acest proiect. Cine este pentru? Da, mulțumim. Plus cei trei, da. Da. Doi. Da. Împotrivă, vă rog? Împotrivă? Abținere. 1, 2. Nu, abținere. Împotrivă n-ați votat niciun. Nu. Abținere. Abținere, ok. Nu abțin. 2, 3, 4. Că nu este construit din plasă, cum este prevăzut, cum este făcut și la voi. Mulțumim frumos. Acum trebuie să facem o comparație. Eu revin că la ideea propusă de domnul Iftimie. Ar trebui o treabă gospodărească și în același timp și... Cât mai puțin bani de lucru. Da, dar cât mai puțin bani ce facem? Luăm o prelată și îngălim lemnele. Și siguranța copilului unică. Dar nu mai discutăm că intrăm în altă zonă. Haideți să zicem la ultimul punct de pe ordinea de zi cu suplimentare. Domnul primar, aveți cuvântul. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai investiției, achiziționarea și instalarea unui sistem de supraveghere video în satele componente ale comunei Voști. Așa cum, mare parte din dumneavoastră știți, acest proiect a ajuns la final. Constructorul deja a venit cu adresă
pentru convocarea comisiei de recepție și finalizarea lucrărilor. Până acum s-au parcurs toți pașii stabiliți prin toate hotărârile de Consiliul Local, inclusiv modelul de, de camere folosit, procedurilor tehnice de raportare și de semnal pentru aceste camere. Pe parcursul proiectului au mai apărut niște costuri adiacente și vrem cumva să închidem proiectul final pe... Să facem valoarea de inventar a serviciului în sine, a bunului în sine. Trecem în contabilitate. Da. Deci, în implementarea proiectului, am intervenit direct, a fost necesară branșarea a 19 cutii la, direct la curent electric, pentru care m-am făcut temă de proiectare pentru o supunere în CT a branșamentului în sine. Branșamentele, efectiv, ne costă undeva la 10.200 de lei. Ce au mai apărut cheltuieli suplimentare, dar nu prin implementare, ci prin mentenanță. La satul Dospinești am fost nevoiți să montăm un switch, un cartel orange pentru preluarea semnalului și transmiterea prin internet către Buhoci. Toate camerele sunt montate, să văd, toate sunt funcționale. Începem recepția. Câte camere au fost? 51 camere. Ați, dacă îmi permite, domnul președinte, o singură problemă. Da. Ați menționat că pentru satul Dospinești a fost necesară instalarea unei lipite, da, sau unei transmite, să spunem așa. Vin în față o întrebare pusă de un cetățean din Dospinești care a investit, din câte știm cu toții, pentru instalarea unor stâlpi de energie electrică pentru racordarea propriei locuințe la curent electric. Cei de la Orange au folosit acei stâlpi și cu aprobarea cui? Că dumnealui consideră că este ilegal ce s-a făcut acolo. Stâlpii sunt ai dumnealui. Nu discutăm de sistemul de supraveghere. Sistemul de supraveghere nu este în zona... Nu este în zona lui. Acel switch care s-a montat de Orange pe stâlp este în zona magazinului care duce spre Varga. Ok, bun. Orange trage rețea de internet și televiziune actualmente, actuală, Comuna Buhoci. Și acolo a tras pe stâlpii aceia pentru care domnul are proprietate garantată minim 5 ani de zile. Cred că discuția s-a făcut pe E1. Exact. E1 nu deține stâlpii pe... Nu s-am spus. Nu credeți că, domnul, nu este clar, nu este problema noastră. Clar nu este problema noastră și nu are sens să discutăm. Domnule președinte, ce aș spune că intervin? Eu cred că totuși e o problemă de discutat la diverse și binevenită, din cauza că acolo apar multe probleme. Noi am pus la dispoziție, noi, Comuna Buhoci, Consiliul Local Buhoci a pus la dispoziție terenul pentru amplasarea celor stâlpi prin interes public. Nu, dar e bine discutat la diverse. Discutat la diverse. La diverse. Cine este? Deci, haideți să depășim. Cine este pentru acest proiect să votăm? Cine este pentru? Domnul Goai, sunteți pentru sau? Cine? N-ați întrebat nimic ce spuneam. Întrebat doar de cine e pentru. Pentru? Abțineri. Împotriva? Domnul Stoia. Da, era procent. Domnului este și pentru și împotriva. Sigur, am ajuns la punctul diversi. Domnul primar vrea pentru diversi să... Deci un punct și cred că e corect să dăm prima dată cuvânt domnului primar. Da, aș reveni la proiectul retras de pe ordinea de zi, din motive pur tehnice, să zic așa. Aș dori, doamna secretar, să anunțăm o nouă ședință data de luni pe acest
o ședință extraordinară. Luni și cu acordul dumneavoastră aș vrea să stabilim și ora, ca să nu dăm peste cap ora 8. Da. Pe cât mai după amiază, când din poziții toată lumea era în mare parte. Da. Pe de altă parte... Oră pijamă. Da. Eu sunt de părere dacă vii pusă la prima oră, pentru că proiectul acesta, indiferent de lacunele care le-a avut până acum, trebuie să meargă mai departe și să-i dăm drumul cât mai repede. Adică dacă ședința o vom avea după amiază, probabil de marți vom putea lucra în continuare pe documente. Dacă o avem dimineață, de tot să poate începe. Tot de marți începe. Nu știu. 8:30? Nu. La 10 dimineața, e mai bine. Nu, e chiar mai dimineața, la 10, dacă la 10 dimineața. Până dimineața se spune până la ora 10. 8:30 și la 9 e terminată ședința. 8:30. Da, sunteți de acord pentru 8:30? 8:30? Da? Deci rămâne convocarea aici în față, deci 8:30. Luni 8:30. Mulțumim. Așa cum știți, se pot să continui, da? Da. S-a stabilit ora. Așa cum știți, anunțul de supunere pentru dezbatere publică a fost anunțat de toate cele trei comune și de ADI pe zonele de informare, pe sistemul de informare. Adică noi am scos pe pagina noastră de la primărie, cei de la Tamaș la fel, cei de la Josen la fel. Ca să nu ajungem la discuții și la dat cu părerea în ședințe de Consiliu Local, vreau să vă spun că nu e atributul nostru. Dar îl discutăm și dacă apar cumva probleme, e bine să vă adresați conform anunțului. Și aici în anunț spune, întreaga documentație poate fi descărcată și ați consultat-o, probabil. Ce e interesant? Perioada dezbaterii publice este de 30 de zile. Inclusiv astăzi până la ora 00:00. Tot că știți foarte bine. Da, bineînțeles. Nu se va organiza o ședință publică de dezbatere. Toate sugestiile, cererile, indicațiile, reclamațiile vor putea fi transmise în scris către ADI prin următoarele date de contact. Dacă aveți cumva păreri, interpretări, ce vreți, vă rog cum o să adresați ADI-ului. ADI-ul prin specialiștii cu care lucrează, consultanți, proiectanți, verificatori de proiect, profesori universitari, corectează sau analizează și corectează acolo unde este cazul, documentația să fie ok și ceea ce spunea domnul Volaie să meargă acest proiect, suntem pe un drum bun și nu trebuie să sărim un minut din etapă, ca să zicem așa. Și știți la ce mă refer. Da. Da. Puteți discuta, veni cu propuneri, dar, da. Dar au, știu că au fost niște discuții, știu că s-au corectat, au fost niște nume stipulate în sensul că președintele asociației în documentație rămăsese cumva tot doamna Veronica Donțu. Domn primar. Dar în urma discuției cu proiectantul și-a recunoscut un pic vina din cauză că toate datele le-a luat din studiul de fezabilitate vechi și s-a corectat studiul acolo în două comune. Pune documentul. Ați observat că am dat cuvântul, chiar dacă nu mai s-a uitat la mine, am dat cuvântul fiecărui consilier. Nu mai vorbiți doi câte doi. Vorbește și domnul Golai, vorbește și domnul Iftim în același timp. Vorbiți pe rând, vă dau cuvântul, atenție. Dacă nu v-ați consultat cumva, e posibil să vă consultați pe un subiect și să nu greșiți unul față de celălalt, nu este niciun fel de problemă, vă dau cuvântul la numele. Da, pe rând, da? Mulțumesc. Domnul Goe. Da, mulțumesc, domnul președinte. Cu toții știm că acest proiect de implementare a sistemului de gaz în componența celor trei comune prin ADI este unul foarte important.
Acesta este și motivul pentru care, în afara dezbaterii publice în mediul online, ca să zic așa, și cu date transmise, cu obiecții și păreri transmise către sediul ADI-ului, da? Pentru că acum Gioseni este sediul ADI-ului, da? Consider... Cum? Nu, președintele este din Gioseni, da, dar sediul, sediul a rămas la Tamaș. Am înțeles, ok. Sau preluat, sunt activ, da? Și de la o să rămân direct la Tamaș. Am înțeles că doamna Veronica a revenit. Va reveni. O revenit. La peste 5 ani. Și totul o să-și vindă. Deci eu consider, cel puțin, este părerea mea personală, că este de importanță să avem o dezbatere chiar și în Consiliul Local pe acest subiect. Și intervenția noastră a consilierilor USR vis-a-vis de acest proiect se datorează faptului că avem un alt proiect pe care cu toții îl știm, sistemul de apă și canalizare, care a trenat de foarte mulți ani. Nu vreau să întâmple același lucru și cu acest proiect de gaz. Cu toate că, conform situației propuse în studiul de fundamentare, practic ne vom lega de pe coloana Mărgineni-Traian, ceea ce înseamnă ca colegii noștri, tămășeni și gioseni, să primească gaz, va trebui să ne împingă cumva de la spate și să ducem acest proiect la finalizare. Ăsta este un avantaj. Știm foarte bine că datorită unui pereu pe sistemul de apă și canalizare am pierdut aproape 2 ani de zile. 2 ani de zile. Aproximativ. Da? Datorită unui aspect pe care constructorul, proiectantul, nu știu cine a fost vinovat de acest lucru, da? 2 ani de zile, buhocenii nu au apă. Da? Deci vor avea apă cu 2 ani mai târziu. Același lucru, noi nu vrem să mai întâmple și cu proiectul de gaz. De asta am spus că este bine să discutăm, chiar dacă, conform comunicatului dezbaterii publice, nu ne permite acest lucru. Nu înțeleg de ce nu ne permite, doar că s-a făcut acest anunț. Nu sunt de acord. Deci eu nu sunt de acord. De asta am adus și specialiști, am discutat cu specialiști înainte, pentru că nimeni nu le cunoaște pe toate. Să ne asigurăm că acea coloană care a fost dimensionată conform studiului și avizului dat de cei de la Delgas Grid, a fost dimensionată de la 160 cât la ea... 400. Nu la 400, la 200. Mă rog, nu știu. Deci, domnul primar, v-am spus, nu le cunosc pe toate. Dumneavoastră, dacă le cunoașteți... Nu, nu, aș putea să vă fac un istoric al implementării proiectului, dar v-am încerc să... Nu este necesar, adică dacă considerați că nu este necesar, nu-l faci. Cel scuze, că înțeleg. Nu mai am vreo probleme. Eu nu înțeleg rostul. N-am înțeles nimic din... Ai vorbit, dar n-ai spus nimic. Deci nu înțelegeți rostul dezbaterii. Eu vreau să subliniez dezbateri, că ar fi bine să dezbatem. Nu, nu, rostul unei dezbateri la general nu înțeleg foarte bine. Nu înțeleg acum, când ai văzut la concret, cât ți se pare... Am subliniat faptul că este necesar să avem o dezbatere în Consiliul Local, domnul. Corect. Sunt totul de acord, dar să discutăm la concret. Ni se pare, presupunem, că e 200, că e 300, eu nu sunt de specialitate, nu pe ceva. Dar suntem de specialitate că acest proiect nu trebuia să fie pe ordinea de zi? Că acest proiect nu trebuia să fie pe ordinea de zi? Suntem de acord? Nu este pe ordinea de zi. A fost? Nu este. Domnul, a fost? Eu vă întreb. N-are important. Haideți să facem... Deci dacă pot dumneavoastră ca și consilier, nu vă interesează acest proiect. Să vă reînnoiesc în memoria. V-am spus din start la baza inițierii acestui demers, proiect de gaze, au pe procedură. Au luat parte specialiști din structuri.
v-am mai explicat, de inclusiv acord. Verificator de proiect, există profesori universitari în domeniul care și-au avizat. Nu este verificat, domnul primar. Nu e obligatoriu la studiu de verificator. Deci acest proiect, dumneavoastră și care de-a voi ca să vorbească. Mă rog, acest proiect a fost depus pe surse de finanțare, pe două surse de finanțare. Ministerul Dezvoltării, după aia a apărut sursă de finanțare pe COIM. Am fost verificați la sânge pe proiect, am obținut punctaje și așa mai departe. Deci nu facem un proiectel cum l-a făcut domnul Antuca cu domnul un anumit Coțofan la timpul ăla și s-au mâncat bani din bugetul local și au rămas pe acolo prin puteți să-mi gândești un Coțofan, eu sunt Coțofan. Păi nu știu, da, ați cu unul Coțofan, nu știu dacă dumneavoastră sunteți aici. De gază, nici fratele meu și nici copiii mei nu se cheamă Coțofan. Băiatul e plecat, iar fratele o cheamă altfel. Dar să lăsăm lucrurile o parte, că nu sunt... Da. Eu am să vă spun ceva. Aveți această soluție până la intersecție, conduite 200 proiectate de mine acum 10 ani. Faceți parte din ADI, sunteți... Domnule primar, a făcut o trenere de strâng la cuvânt la invitația consilierilor USR. Aveți ceva conținut? Aveți ceva conținut? Să adresați-vă conform legislației ADI-ului cu tot ceea ce v-ați spus înainte. Domnule primar, dumneavoastră faceți niște remarci minte la ales. Cu indicații... Vă deranjează adevărul, domnule primar. Vă deranjează. Pentru că nu vă explicați că ați fost nefumpete. Ce domnule, dacă noi avem specialiști cu care am lucrat și cu care suntem pe proiect. Aveți specialiști. Venim noi cu cel de fel de specialiști, cu SRM, care își dau cu părerea. Haideți să lăsați-o. Există studiul de fezat digitale. Domnul Colae. Deci, domnule, adresați-vă pe mai. Odată ce am ajuns pe finanțare, chiar în... Domnul primar, numai un pic, numai un pic. Tot respectul pentru domnul de sală. Vă rog să vreau să lămuresc chestiunea aceasta. 99,9% dintre toți consilierii de aici de față, mai puțin cei doi, habar m-au, ne uităm unii la alții, eu sincer păi, sunt unul dintre aia. Numai un piculeț, domnul, lăsați-mă. Ne uităm unul la altul și nu înțelegem ce se întâmplă. Sunteți avansat în discuții, în analize, în cercetări vis-a-vis de acest proiect, pentru mult față de noi, nu pot pentru că o faceți treaba. Ba da. Nu discutăm acum, asta e părerea dumneavoastră că o faceți treaba. Dar nu are rost să intrăm în contradictoriu. Vis-a-vis de afirmația dumneavoastră, domnilor de la USR, cum că eu, în calitate, domnilor de la USR, cum că eu nu aș fi... Nu aș fi interesat, vă dau o replică acum la ce vreți dumneavoastră să auziți. Vedeți că noi o ascultăm. Că eu nu aș fi interesat de acest proiect, vă înșelați. Dacă ne uităm pe procesele verbale, de câte ori am discutat noi despre proiectul apă și canal, despre proiectul gaz metan, o să vedeți intervențiile mele și o să vă schimbați optica după ce o să fiți procesele verbale definiți. Acum, în acest moment, având în vedere că proiectul are retras de pe ordine de zi, este tardiv să discutăm, la ședința de lună, o să discutăm pe subiectul acesta, cu subiecte, să pregătim și noi pe subiectul ăsta, cei care vrem să intervenim, ca să nu mai fim acuzați că nu suntem atenți sau nu suntem interesați de acest proiect. Suntem interesați de acest proiect și cred că ei tot sunt la sentimentul tuturor consilierilor din această sală. Suntem interesați de acest proiect pentru că știm cât de vital este introducerea gazului metan într-o localitate. Iar demersurile care s-au făcut în decursul timpului vis-a-vis de acest proiect, eu sunt când eu sunt în Consiliul Local, sunt substanțiale. Sunt mai multe variante, am mers pe două variante la un moment dat. Și încercăm să găsim toate soluțiile ca să implementăm și să aducem gazul metan în comuna Boci, fără doar și poate. Se pare că există un conflict pe care eu nu-l înțeleg, nu-l înțeleg și nu știu dacă mai e cineva care știe, îl înțelege. Și nu sunteți transparenți, domnilor de la USR. Sunteți... Avem un probabil asta e stilul întregului partid. Faptul nu înțelegem la cunoștință dumneavoastră, cei din Suzeu, vă aducem la cunoștință faptul că se fac niște pași greșiți
Ce calitate a stabilit dumneavoastră că sunt pași greșiți? Avem soluții transmise de la Transgaz. Singura conducătoare a acestui proiect, astăzi este o greșeală. De ce nu vreți să înțelegeți? Domnule primar! De ce ați retras? Care sunt motivele pentru care ați retras proiectul? Pentru că este un copy-paste de 2 lei. V-am spus că sunt motive tehnice. Și aici nu este trecută comuna Bohoci, sunt trecute alte două comune. Pentru asta l-ați retras, pentru că nici copy-paste nu știți să dați. Nu i-a trebuit, nu am făcut numai proiectul, domnule. Dar și de ce l-ați propus pe ordinea de zi, nu l-ați citit, domnule primar? Era normal să-l citiți. Domnul Ieftimie. Deci dumneavoastră... Ieftimie mă numesc, nu mai vrea să numesc. Domnul doctor docent Ieftimie. A, o să fiu și doctor, oricum sunt... Pe atârziu, deja de la... Haide să închidem. Dacă... Dacă nu puteți să plecați, că noi mai trebuie să...